când începi să simțiți că motorul nu mai trage, special astea, Golf 4, să zic un LH, uite cum arată, plin. O mai căzut încă din el, era mai mică gaura. Asta e la EGR. La turbină, turbina n-are joc nimic, dar nu lucrează geometrie, deci e blocată. Oricât ai trage și cu două mâini, nu, deci ea e blocată. Deci o să consume, nu mai merge cum trebuie să meargă, nici la jumate, și încep problemele. Deci trebuie curățat EGR-ul și turbina.